Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine! 16 august Mântuirea trăită zi de zi Text biblic Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Prima epistola a lui Pavel către Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Căderea lui Petru nu s-a produs dintr-o dată, ci treptat. Încrederea în sine l-a făcut să creadă că este mântuit și astfel, pas cu pas, el a mers tot mai jos pe calea de căderii până când a putut să tăgăduiască pe învățătorul său. Niciodată nu ne putem încrede în eul nostru sau în simțămintele noastre și să rămânem în siguranță atâta vreme cât suntem aici pe pământ, crezând că suntem siguri împotriva ispitei. Cei care îl acceptă pe Mântuitor, oricât de sinceră ar fi convertirea lor, n-ar trebui niciodată să fie învățați să spună sau să simtă că sunt mântuiți. Aceasta este o amăgire. Fiecare trebuie să fie învățat să aibă speranță și credință. Dar chiar și atunci când ne predăm pe noi înșine Domnului Hristos și știm că El ne primește, nu suntem scutiți de ispite. Numai cei care trec cu bine proba, rezistând ispitelor, vor primi coroana vieții. Epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 12 Cei care îl acceptă pe Hristos în viața lor și în credința lor de la început spun Sunt mântuit, sunt în primejdie de a-și pune încrederea în ei înșiși. Cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuiește. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. 1 Corinteni 10,12 Singura noastră siguranță este într-o continuă neîncredere în eul nostru și dependența de Domnul Hristos. Sunt mulți cei care își mărturisesc credința în Hristos, dar care niciodată nu devin creștini maturi. Ei admit că omul este căzut, că facultățile sale sunt slăbite, că este nepotrivit pentru realizări morale, dar ei spun că Hristos a purtat toată povara, toată suferința, toată lepădarea de sine și că ei sunt dispuși să-l lase să le poarte în continuare. Ei spun că nu au nimic de făcut decât să creadă. Dar Hristos a spus: Dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Matei 16 cu 24. Niciodată nu trebuie să rămânem într-o stare de satisfacție personală, încetând să avansăm, spunând, gata, sunt mântuit. Când această idee este întreținută, motivele pentru veghere, pentru rugăciune, pentru efort serios pentru a progresa spre realizări mai mari, încetează să mai existe. Nici o limbă sfințită nu va fi găsită rostind aceste cuvinte până va veni Hristos și vom intra pe porți în cetatea lui Dumnezeu. Atunci, cu cea mai mare cuvință, putem da slavă lui Dumnezeu și mielului pentru eliberarea veșnică. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze! Amin!